Se pare că în țara asta, indiferent cât de tare te grăbești, tot târziu ajungi. Pentru că nu prea ai pe unde. Și este frustrant când tu depășești zeci de mașini, mergi o oră, două, depășești, da, te agiți și după aia te așezi la o coadă și în jumătate de oră te prind toți aia pe care i-ai depășit. Dacă cei care au radarul pe mașină schimbă direcția de mers, nu știu dacă tu afli în timp util că s-a schimbat direcția de mers, prin urmare tot există riscul să te prindă. Dar împotriva unui ambuteiaj nu prea ai ce să faci. Eventual să spui pe mașină vertical take-off, dacă se poate. Și la un moment dat trece o mașină și zice colegul, vezi că e radar la covor, mi s-a spus. Și eu nu înțelegeam, zic, ce covor? Dar instinctiv zic, bă, dacă îmi zice că e un radar, și m-a mai salvat un șofer de tir în Bulgaria, unde, după cum bine știți, dacă vă duceți în drum spre Grecia, sunt multe zone părăsite, cu niște limite de viteză idiote, că nu pot să le zic altfel, e că în linie dreaptă, nu, totul e drept, nu e nimeni și tu ai limită 50. Salutare și bine v-am găsit, sunt Bogdan de la probleme.ro și știți prea bine ce este asta, nu? O antenă minunată, care se fixează așa undeva în centrul mașinii, are un magnet foarte puternic, am testat-o la viteze destul de mari și aș vrea un pic să discutăm dacă stația își mai are rostul pe mașina ta în ziua de astăzi. În afara faptului că este un pic deranjant să ai atâtea cabluri, asta explic mai mult pentru cei care încă nu au o stație pe mașină și nu știu ce înseamnă. Deci stația se fixează aici. Cablul ăsta trebuie tras undeva pe aici, pe la cheder, pe la uși. Și se unește frumos cu stația în sine, care arată așa, destul de butucănoasă, cel puțin modelul pe care l-am eu. Aici se leagă cablul de la antenă și aici o alimentez la priza mașinii. Eu, ca să nu deranjez celălalt pasager din mașină, cu înjurăturile celorlalți participanți la trafic, mi-am cumpărat și o cască specială, care arată așa ca la televiziune. Dacă reușesc să o și desfac. Mă rog, deci această cască se bagă foarte frumos așa în urechiușă și aici are și un microfon pe care eu îl prindeam de obicei de centură. Apeși pe buton, vorbești cu colegii tăi de trafic. Foarte frumos, de aici regrezi diferite setări ale stației. Ok. Ai făcut toate chestiile astea, te descurci și cu cablul ăsta care atârnă. Evident, antena e destul de lungă, când intri în anumite parcări, o bălângăni sau o lovești de copaci și așa mai departe. Și pornești la drum și ești foarte încântat că ai antenă și stație și poți să vorbești cu ceilalți participanți din trafic. Eu am cam de 4 sau 5 ani și cred că de 2 ani nu mai folosesc deloc. De ce? Pentru că am făcut mai multe drumuri prin țară și am început să nu-i mai văd rostul. De ce spun asta? Păi în afara faptului că în multe regiuni, dacă nu sunt alți participanți la trafic care au și ei antene și stații pe mașină, tu n-ai cu cine să vorbești. Am fost în multe zone mai izolate așa, pe unde era foarte liber și niște state părăsite prin care aș fi mers cu mult peste limita legală, dar nu era nimeni pe lângă mine să-mi spună e poliție, nu e poliție. Ok. Stația din punctul meu de vedere în principal este periculoasă dacă și-o pune mașină cineva care nu prea are mult răbdare, hai să nu-i zicem altfel. În sensul în care dacă tu primești prin stație că e liber colegul tău și tu mergi cu 200 prin sat, nu prea este în regulă. Eu de obicei am folosit stația în multe zone unde sunt niște limite de viteză un pic aberante, adică, nu știu, state părăsite unde nu e nicio trecere de pietoni, limita e 40 sau 50 sau multe localități care au două benzi pe sens și parapet despărțitor și limita e tot de 50. Parcă acolo îți vine să mergi mai repede. Deci, în principal, stația, oamenii o folosesc să se ferească de radare și de controle rar sau camionagii de cântar, cum zic ei. Bun, ceea ce nu este în regulă, dar pe de altă parte
Nici nu este ilegal, din câte știu eu, momentan, cel puțin la noi în țară. Bun, deci când m-a ajutat pe mine stația, clar, deci clar, luam mare amendă sau rămâneam chiar fără permis. Într-o zonă destul de izolată prin Moldova, era un drum, deci în afara localității, unde la un moment dat, într-o curbă, apărea o limită de 30 de km la oră, pentru că urma o stație unde înainte se dezinfectau roțile mașinilor, când a fost, nu știu, pesta porcină sau ceva, deci acum mulți ani. Ideea e că stația respectivă nu mai există, nu se mai dezinfectează nicio mașină, dar limita de 30 a rămas. Și dacă nu ești din zonă și tu mergi liniștit crezând că ești în afară ăla, și bine, n-ai acum nicio scuză, da? E un semn, trebuie să-l respecti, dar e un pic așa, adică semnul ar trebui scos. Și este și într-o curbă și evident unde stau domnii cu radarul, unde trebuie. Ei, și acolo am avut noroc pentru că, sincer, mergeam așa un pic precaut, pentru că nu mai era nicio altă mașină, și la un moment dat trece o mașină și zice, colegul, vezi că e radar la covor, mi s-a spus. Și eu nu înțelegeam, zic, ce covor, dar instinctiv zic, bă, dacă îmi zice că e un radar, o fi un radar, știi? Și am încetinit la 50, deși n-aveam niciun motiv, că eram în afara localității. Și după aia am văzut semnul, zic, nu se poate, zic, cum 30? Pentru ce 30? Și după aia când am făcut treapta așa, am văzut acolo rămășițele stației de dezinfectare și domnii cu radar. Și mi se părea așa, mă rog. Și m-a mai salvat un șofer de tir în Bulgaria, unde, după cum bine știți, dacă vă duceți în drum spre Grecia, sunt multe zone părăsite, cu niște limite de viteză idiote, că nu pot să le zic altfel, că în linie dreaptă, nu, totul e drept, nu e nimeni și tu ai limită 50. Mă rog. Eu eram cu stația pe mașină și evident mult peste limita legală. Nu era nimeni. Mă și întrebam, zic, de ce naiba am pus stația pe mașină? Cu cine o să vorbesc? Că ăștia nu știu engleză pe aici. Și cum mergeam așa foarte, foarte repede, trece un tir invers, zice, colegul, ai grijă, e radar după colț. Pa! Pa! Am sărit cu ambele picioare pe pedala de frână și, într-adevăr, nu știu, eu aveam, cred că 110, eram în afara localității, dar limita, cred că era 70 sau ceva de genul ăsta, deci m-a salvat. În rest, e mai mult de amuzament. Adică, i-am scus pe ceilalți cum se ceartă între ei, sau cum vorbesc între ei, sau cum se înjură. Da, dacă ocupanții din mașina ta dorm, e interesant să ai căscuța asta în ureche, să-i asculti pe aia, să mai faci un schimb de păreri. E amuzant să văd cum toți din trafic îmi zic băiatul cu Honda sau Focus-ul break negru sau cum, ce mi-a mai zis unul? Mi-a zis că am un Volvo sau ceva, mă rog, asta iarăși e amuzament. În schimb, ok, te ajută, mergi mai tare, pentru că na, știi că nu e poliție și că nu pățești nimic. Da și nu. Pentru că chiar pe DN1, nu mai știu exact în ce sector, înainte de, după Câmpina, am impresia, într-un spre munte, e drumul acela lat, da, două benzi pe sens, mă rog, dar am dat eu o limită de 70 în afara localității, am impresia, nu mai știu sigur, și multe mașini, da, multe mașini cu stație, și întrebam, colegul, ceva în față? Nimic, deci nu știu, sunt și foarte mulți oameni care nu răspund la aceste apeluri prin stație, ci doar așteaptă să li se spună. De foarte multe ori am întrebat și nu-mi dă nimeni răspuns, bă, măcar să zică, bă, nu știu, sau bă, n-am văzut, sau bă, ai grijă, nu știu, ceva. Nu se zice nimic. Ei, și în timp ce eu tot întrebam și nu-mi răspundea nimeni, am mers așa câțiva kilometri, deci nu-mi răspundea nimeni, pe lângă mine trece o mașină, nu vă gândiți că vreo minune premium sau așa, am impresia că era o mică dubiță ceva, cu antena pe el, glonț, pe lângă mine, zic, păi dacă ăsta merge așa, zic, mă iau și eu după el.
Zic, nu mai stai să-l întreb pe el, bă, colegul, ești sigur de ceea ce faci? Că zic că eu n-am primit niciun răspuns, adică asta bate 3-4 km, sigur ar fi trebuit cineva să ne răspundă. E, și cum am început eu să-mi iau după băiatul la care mergea mult peste limita legală, e, o curbă l-am dat la dreapta, ha, a sărit polițistul în mijlocul drumului și cum s-ar ăștia, când sunt ei foarte mântri că au prins pe cineva mergând tare, se arunca așa în mijlocul drumului, să-l omori, nu alta. Ăla săracul s-a urcat pe fâne, m-am urcat și eu pe fâne și l-a oprit. Polițistul era foarte mândru de el, evident ar fi trebuit să mă oprească și pe mine, că deși eram la o distanță destul de mare de celălalt participant la trafic și eu eram mult peste viteza legală, dar probabil n-am mai fost atenți la radar, că erau foarte fericiți că l-au prins pe băiatul ăla. Și i-am zis prin stație, zic, ce ai făcut, colegul? Mă rog. Deci nu tot timpul stația te ajută, ba mai mult poate să-ți întindă o capcană și anume să crezi că nu e nimeni. Din câte am înțeles, se intră și polițiști pe frecvența aceasta, că este publică, și spun, dă-i colegul că nu e nimeni, și de fapt sunt ei care te așteaptă. De asta, dacă ai stație, trebuie să primești măcar 2-3 răspunsuri ca să știi că e totul în regulă în fața ta. De asemenea, ce am mai observat este că la un drum mai lung, într-adevăr, progresezi mai repede pentru că nu respecti viteza legală, dar după un timp se poate ca traficul să se aglomereze foarte mult, poate chiar să fie un ambuteaj, și atunci stai să te gândești, bă, am încălcat legea, m-am riscat, am forțat mașina, pentru ce? N-ajung nicăieri mai repede. Prin urmare, încet, încet, cred că o să o pun la vânzare, pentru că nu face decât să strângă praful. În oraș, stația nu cred că poți să o folosești, adică eu n-am folosit-o, nu știu, stoși cum tot felul de interferențe, n-am văzut pe nimeni cu stație în oraș. În oraș folosești Waze-ul. Eu, sincer, foloseam și Waze-ul și stația. Aveam într-o ureche stația, într-o ureche Waze-ul, deci eram blindat, ca să zic așa. Dar împotriva unui ambuteaj nu prea ce să faci. Eventual să-ți pui pe mașină vertical take-off, dacă se poate. Ce pot să zic? Trebuie să fie cu capul pe umeri când ai o astfel de stație, adică să ai o limită a bunului simț, să nu te apuci să faci tot felul de grozăvii prin trafic, brici viața ta și a celorlalți. Este foarte amuzant când pleci într-o excursie cu mai multe mașini și vorbiți între voi pe frecvența voastră, eventual vă ajutați, dai mă că nu vine nimeni în față, poți să depășești și așa mai departe. Dar v-am zis, cred că sunt 2 ani de când n-o mai folosesc, pentru că se pare că în țara asta, indiferent cât de tare te grăbești, tot târziu ajungi, pentru că nu prea ai pe unde. Și traficul, dacă este foarte liber, nu ai cu cine să comunici, deci nu ți-aduce avantaj o stație, și dacă este foarte aglomerat, risc să fie ambuteaje sau dacă e radarul și cum încetinezi toți. Iar dacă radarul este în mers, nici stația nu te mai ajută, pentru că o să zic, bă, colegul, vezi că e un Logan roșu în mers, s-a întors, se duce. Dacă cei care au radarul pe mașină schimbă direcția de mers, nu știu dacă tu afli în timp util că s-a schimbat direcția de mers, prin urmare tot există riscul să te prindă. Deci, nu știu ce să zic cu stațiile astea pe mașină, aștept și părerile voastre, mai ales a celor care au pe mașină stații, dacă le mai este de folos. Până data viitoare, nu uitați de un like, un subscribe și poate un share către prieteni și aveți grijă cum conduceți. Drumuri bune!